Viitorul se apropie cu pași repezi și mașinile se vor schimba dramatic de-a lungul timpului, iar în acest videoclip vom vedea top 5 mașini ale viitorului. Prezentat în 2015, această mașină este proiectată pentru a oferi pasagerilor săi confort luxos în timpul mișcării autonome. Mercedes-Benz NZ-F15 este o mașină care se conduce singură și vine echipată cu un salon cu 4 scaune. În interior se găsesc de asemenea 6 display-uri digitale care formează un mediu virtual la 360 de grade pentru o imersiune perfectă. Modelul 103 EX este varianta propusă de Rolls-Royce pentru automatizare de lux. La fel ca modelul de la Mercedes NZ-F15, acest vehicul urmează să se conducă singur și oferă pasagerilor săi un mediu luxos echipat cu toată tehnologia de care ai avea nevoie, inclusiv un sistem de inteligență artificială, display-uri touchscreen OLED și compartimente care levitează pentru bagaje. Goodyear Eagle 360 este o super mașină concept dezvoltată de compania de anvelope și cauciuc Goodyear. Caracteristica principală a acestei mașini este designul cauciucurilor în formă de sferă care ar oferi mașinilor autonome cea mai bună manevrabilitate. Se poate deplasa în orice direcție, iar anvelopele folosesc un sistem bazat pe magnetism care suspendă mașina de la sol, rezultând într-o călătorie liniștită pentru pasagerii săi. Audi Shark sau Rekin este motocicletă, mașină și aeroglisor, toate într-un singur concept. Precum ceva desprins din Star Wars, această mașină concept este proiectată să se ridice de la sol și să ajungă la viteze incredibile. Din păcate, tehnologia necesară pentru realizare nu există, încă, și în consecință niciun prototip nu există momentan. Acest concept există doar pe hârtie, dar totuși arată grozav. PAL V Liberty este o mașină concept zburătoare. Este echipată cu elice de elicoptere retractabile pentru a putea trece cu ușurință de la zbor la condus normal. Este suficient de mică pentru a putea fi parcată oriunde și suficient de agilă pentru controlul receptiv al zborului. Spre deosebire de celelalte mașini concept, PAL V Liberty a devenit realitate și a intrat în producție în masă. Dezvoltată de compania de motoare PAL V, acest vehicul respectă toate reglementările existente atât pentru zbor cât și pentru șofat. Îți poți cumpăra propria mașină zburătoare pentru suma modică de 400.000 de dolari. Sper că ți-a plăcut videoclipul de astăzi, nu uita să lași un like dacă este așa și spune-mi în secțiunea de comentarii cum ar arăta pentru tine mașina viitorului.